din București, din Cismigiu, alocând suma de 200.000 de euro. Pentru când? Ce? Păi pentru proiectul ăsta. Contractul semnat ieri sau azi pentru bile explozive ca să stingă incendiile din spitale, da. Știți? Nu, da? Adică, ce ne spune domnul Nicușor Dan în declarația publică pe Facebook? Pentru a preveni incendiile din spitale, am achiziționat bile explozive. Da. Păi n-ai cum să previi un incendiu. Nu știți despre ce e vorba cu binele acela. Așteptați-vă puțin. Acelea sunt folosite. Deci dumneavoastră ați mers pentru gigacalorie și el va vorbi de ciori? Da, doamne.